Agresiunile oamenilor îmbrăcați în roșu nu se vor termina niciodată, pentru că întotdeauna cineva apelează serviciul 112, pentru că întotdeauna cineva are nevoie de smurd. Ambulanțele roșii care străbat șoselele zi și noapte au un singur scop, salvarea vieților noastre. În emisiunea de astăzi mergem alături de pompierii salvatori de la smurd. Mergem cu ambulanța prin Bucureștiul supraaglomerat, dar și cu elicopterul de la smurd Târgu Mureș. Astăzi îl vom cunoaște pe Adrian, un puști în vârstă de 18 ani care a simțit pe pielea lui ce înseamnă o intervenție smurd. Acum el vrea să-și petreacă vacanța de vară ca voluntar la pompierii salvatori. Tot ceea ce veți vedea în continuare sunt cazuri reale, cu pacienți la fel de reali. Era deja în stop, nu știm nimica niciodată. Și ocli, frate. Tu îți faci droguri? Faceți drog, vă rog. Dacă aveți drog. Aveți drog? Opa, opa! Stai! Înseamnă că facem absolut tot ce se poate. A căzut aici, în mijlocul străzii. Amețiți și vă vine rău? Hai, masaj. Până ajungeți în mașină, figurează. Mai puțin de un minut. Sau să fim lângă mașină. Moartea nu ține niciodată cont de împrejurări. În tramvaiul 41, inima unui bărbat a încetat să mai bată. Un apel la 112 i-a salvat viața, dar nu fără emoții. Fiecare membru al echipajului smurd a acționat ca la carte. A fost o luptă la limita imposibilului. Mai ales că circulația tramvaielor pe acea linie era paralizată și astfel erau sute de oameni care asistau neputincioși la imaginea dramatică. Întreaga acțiune de salvare o puteți urmări numai acum în emisiunea Smurd pe OTV. Faceți loc, vă rog! Dacă aveți loc! Aveți loc? Am plecat din nou cu ambulanța smurd pe străzile aglomerate ale Bucureștiului. La ora 16:30, echipajul a primit o solicitare în zona Crângaș. Traficul de la orele după amiezi au făcut ca ambulanța roșie să ajungă la caz în 7 minute. Linia tramvaiului 41 era paralizată. Un bărbat de 70 de ani s-a prăbușit fără suflare. Călătorii au anunțat imediat serviciul de urgență 112. Un echipaj de prim ajutor care se afla în zona a ajuns imediat. A găsit la fața locului bolnavul care intrase în stop cardiorespirator. Imediat s-au început manevrele de resuscitare. Doctorul smurd, Florin Fanea, se interesează imediat cum a fost găsit pacientul. Chiar el povestește că în astfel de cazuri, istoricul medical al pacientului contează mai puțin. Vital este pulsul. În momentul în care am ajuns acolo și am inițiat manevrele de resuscitare prin sub tramvai, nu am stat să verificăm tot. Și avea omul asupra lui, avea niște documente medicale într-o mapă, mă rog, patologia cu care avea, asta repet, retrospectiv, de obicei la stopuri nu ai timp să verifici toate documentele medicale. L-ați găsit stare de conștiință sau de nu? Bărbatul este intubat și ventilat mecanic. În același timp îi se face masaj cardiac. Stai după masaj? În cazul de față, să zicem că varianta mai bună a fost să găsim afară din tramvai ca să nu pune și circulația, dacă așa s-a întâmplat. Am ajuns aici, nu respiram, nu avea cum. Ok, deci practic voi aveți 15 minute de resuscitare. Munca echipajului pare un spectacol pentru unii. În timp ce omul se zbate între viață și moarte, ei filmează cu telefonul mobil și fac poze. Altceva mai bun de făcut decât poze cu telefonul, nu aveți?
Da, e filmat, e și mai bine. Deosebit. Ideal ar fi, mă rog, nu toți odată, dar măcar o manieră cât de cât organizată să poți să acorde ei primul ajutor până ajung echipajele de prim ajutor sau echipajele cu medii. De obicei, se aglomerează, se ajută toată lumea să filmeze cu telefonul sau, mă rog, subiect foarte pasionant pentru ei, mai puțin să ia măsuri legate prin persoana respectivă care are nevoie de ajutor. Dacă în afară de eventual se fac un pic de loc și prea nebune de aia, nu prea. Adrenalina. Vă-mi pace. Uitați aici la mine. Hai la fel. După 15 minute de resuscitare, bărbatul nu pare să-și revină. Chiar și așa, oamenii roșu nu renunță. Hai că avem pus. Avem pus? Merge? Da, merge bine. Hai că avem pus. Din fericire, 5 minute mai târziu, lupta este câștigată. Pacientul are puls. Acum trebuie stabilizat și transportat de urgență la spital. Pericolul nu a trecut. Avem noi fixatorul de sondă, l-am lăsat pe banca. Avem noi. Ce era? Aveți voi? Aveți un sentiment plăcut atunci când... Da, după oboseala care o faci. Da, ai satisfacția că mai satisfacția lucrurilor împlinite. O finalitate, adică ai rezolvat ceva. Există și alte aspecte legate de această finalitate. Sunt mai mult sau mai puțin discutate și discutate. Hai să ne pregătim de să lăpargăm în aici. Da, galopată. Păi, pe care unde e? Ține un pic serul. A, ce-i seringa trebuie? Să dopamina. Da. Gata, tras. Mai e acolo punga? Mai e vreun stoc. Hai, iau înainte la vreun stoc. Echipajul Smurt transportă bolnavul în ambulanță. Dispecerul a direcționat mașina către Spitalul Universitar. Ușor! Lasă-l așa, pistola! La ora 17 și 13 minute, pacientul este adus în camera de gardă. Acum este în siguranță. Viața i-a fost salvată datorită profesionalismului echipei Smurd. Mergem din nou la Târgu Mureș, acolo unde elicopterul Smurd a ajutat un om să se nască pentru a doua oară. Intervenția rapidă a aparatului de zbor și profesionalismul echipei conduse de doctorul Petrișor Bărășteanu și-au spus cuvântul. Pacientul trăiește acum datorită oamenilor în roșu. La Târgu Mureș, elicopterul primește misiuni zi de zi. De data aceasta, spitalul din Alba Iulia a solicitat intervenția aparatului de zbor pentru un pacient aflat în stare foarte gravă. Ne întâlnim din nou cu doctorul Petișor Bărășteanu, care era de gardă pe elicopter în baza Târgu Mureș. Acesta preia în stilul caracteristic cazul imediat. Am fost solicitați de colegii de la Alba Iulia pentru un pacient care a suferit o intervenție chirurgicală la dânsi în spital. Ulterior s-a dezvoltat un infarct miocardic pe peretele anterior al inimii, care i-a pus în pericol viața. Înainte să fie adus în elicopter, bolnavul trebuie stabilizat. Imediat după aceasta a fost urcat în aparatul de zbor, unde este intubat și ventilat mecanic. Din păcate pentru el, viața încă este pusă în pericol. Cu pacientul stabilizat am decolat către Târgu Mureș și l-am adus, noi considerăm, într-o stare bună, echilibrat hemodinamic și respirator, fără tulburări maligne de ritm la nivelul inimii. În 20 de minute, aparatul de zbor aterizează în baza de la Târgu Mureș. Mai e față? Pacientul este preluat de echipa de gardă din unitatea de primiri urgențe Smurd. Petrișor Vărășteanu anunță toate datele referitoare la bolnav. Deci el se pare că a fost în urmă cu 5 zile. Și astăzi a dezvoltat un infarct.
Bărbatul suferise două intervenții chirurgicale în spitalul din Alba Iulia. În perioada de recuperare a mai fost necesar încă o operație. A făcut peritonită. În secția de reanimare, pacientul a suferit un infarct miocardic acut. El acum este sedat, este analgeziat, este și curalizat, că nu puteam să vedem la frente. Da, filtru. Deci are sedare, analgezie, curat. Mai precis are dormicum, are morfină și are tensiunea. Valorile tensionale, am scos, am scos. Puteți, e scos. O să dați carte, imediat și scriu și foile. Mulțumesc, robot, s-a primit acum vreo 10 minute. Am ridicat cu chest neuron, dormicum și morfină 2 mg. E vorba de un pacient de 65 de ani, de sex masculin, care a fost operat de două ori pentru un chist hidatic hepatic, cu reintervenție pentru o peritonită și care în timpul perioadei de reanimare a avut o situație mai complicată, în sensul că a dezvoltat și un infarct miocardic. Pacientul a ajuns la noi, adus de către elicopter de doctorul Vărășteanu, este intubat, deci este pe ventilație artificială, este cu toate investigațiile în derulare și acum facem demersuri serioase să vedem la care secție de terapie intensivă o să putem să îl internăm pentru tratament de specialitate. Opa, opa, face-te vede. Asta am zis, că trebuie să ai pregătit. Stai, Cosmin, face. Deci are TVN susținut, apoi se transformă în TV susținut. Și taroneți merge nu mai a mers. 300. 300 și mai băgăm acum. Am băgat 60 de... Nu avem cum. Un EKG după aia se face în telefon. Da, e deja puse toți imediat. Marge să iei. A fost șocat de 3 ori. De 3 ori. Acum astea ori. Ca de fiecare dată, transportul la Târgu Mureș cu elicopterul a fost vital pentru salvarea vieții. Bolnavul este preluat de secția de cardiologie. Va rămâne internat pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Suntem în cartierul Floreasca, pe strada Giuseppe Garibaldi, aici unde am întâlnit un fan al Smurdului, un fan de 17 ani, în câteva zile trebuie să fac 18 ani, iar în această vacanță el vrea să lucreze, vrea să fie voluntar chiar la acest serviciu de urgență, la Smurd. Adrian, spune-mi, de ce Smurd? De ce vrei să-ți plătești toată vacanța la Smurd? Pentru că vreau să ajut cumva oamenii, îmi place foarte mult acest lucru, să-i ajut, mai ales când au nevoie de mine sau de un echipaj Smurd. E greu de zis de ce vreau să vin. A căzut aici în mijlocul străzii. La ora 13:59 de minute, ambulanța Smurd este solicitată la un accident rutier pe strada Schitu Măgureanu. Echipajul condus de doctorul Ioana Mihai ajunge în 5 minute la adresă. La locul accidentului, un echipaj de prim ajutor a ajuns înaintea ambulanței și acorda deja îngrijiri victimei. Un autoturism Dacia circula regulamentar pe strada Știrbei Vodă. Chiar când au trecut pe lângă sediul DNA, o șoferință inconștientă a ieșit de pe o stradă și a lovit mașina în plin. Impactul nu a fost unul de proporții, însă pasagerul din dreapta are o problemă de sănătate. Purta un traheostom care îl ajuta să respire. În momentul izbiturii, aparatul a sărit. Viața bărbatului acum este pusă în pericol. De când are traheostomă? 3 ani. Pentru ce? Tumoră canceroasă. Unde? La gât am înțeles. Normal. Nu normal. Poate fi în multe locuri. A, nu, dar acolo ni s-a spus că acolo s-a localizat. Am înțeles. La gât unde anume? La laringe sau unde? Așa, așa. Laringe. Da. O femeie care se afla și ea în autoturismul Dacia povestește medicului Smurd ce s-a întâmplat. Așa, și a fost de față, puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat? Da. Am două variante ale poveștii, de asta aș vrea să știu exact ce s-a întâmplat. Dumnealui e greu să îmi spună. Aici este un interzis. O domnișoară a intrat pe contrasens. Ce s-a întâmplat cu dumnealui? Eram în mașină. Așa. Impactul. A îngălverit în mașină cu noi. În lângă o fată, în față. În fața, în dreapta și da, da. Așa.
Și cum a intrat și a făcut impactul, a îngălbenit, l-a luat un tremurat, a zis vreau la aer, a ieșit un pic la aer, am stat cu el la aer, după aia zice merg să tușesc, că se strânsese lumea aici. Și de acolo și-a pierdut cunoștința, ne-am dus, l-am luat și nu mai m-am uitat la gangrenă. Dar undeva pe aici, pe stradă a fost. Și când a căzut aici, în mijlocul străzii, și am văzut că... Știrea? Da. V-ați pierdut știrea? Știrea, să nu mai știți de dumneavoastră. Nu. Pacient de 50 de ani, cu antecedente de neoplasm laringian, cu traheostom, și-a pierdut canula de traheostom, acuză dispne, este echilibrat hemodinamic și respirator în acest moment. Să ne comunicați la acest spital să-l ducem. Nu are măști traumatice consecutiv accidentului rutier, dar spune că ar fi fost lovit. Vreau să duc un monitor. Recepționăm, mulțumim. N-am mai trimis-o la acolo și la eu la 6 pe ochi albă împreună cu mașina 1 au început deplasarea la spitalul universitar. Din fericire, intervenția rapidă a echipajului SMURD i-a salvat viața bărbatului. Acum este transportat la spitalul universitar și predat echipei de gardă. Va rămâne internat pentru investigații și tratament de specialitate. E conștient, nu pot să le iau cu forța. Ora 5 și 25 dimineața. Echipajul SMURD primește o solicitare pe strada Teleajăn în sectorul 2. Ambulanța pornește imediat spre adresă. În numai 4 minute ajunge la pacient. Este vorba despre un bărbat de 32 de ani care a căzut pradă substanțelor etnobotanice. Unde ești? Unde ești? Ia, ce-s niște apă? Puțină. Apă, Ioana, de puțină, de Doctorul Cristian Vătaf încearcă imediat să discute cu pacientul și să afle ce anume a consumat și mai ales dacă a tras pe nas praful sau și l-a injectat direct în venă. Ia uite-te la mine. Hai, capul sus. Ai băut și alcool ceva? Doar... Ce? Heroină? Ai un da? Ia, uite-te la mine. Da? Ce-am luat? Asta e clar. N-are cum cu de mine pe ce scurte. Uitați-vă pe masă, planchea. Pe nas ai luat? Pe venă? Ce-a luat ăla? Ia ochii mari. Bărbatul este căsătorit și are un copil. Locuiește împreună cu părinții și soția într-un apartament. A avut noroc că mama lui a observat imediat când i s-a făcut rău. A evitat astfel o tragedie. Hai să tragem aia. Hai. Dăm afară, în partea asta așa. Încă o dată. Dăm afară. Hai. Bine. Și încă o dată. Ia uite-te la mine. Ia zi tare, cum te numești tare? Sol. Substanța respectivă. Dumneavoastră sunteți? Sola? Soția? Soția. Și? Puneți-ne și nouă ce s-a făcut mie cu idul lor pe care ați făcut. La fața locului avem un bărbat 32 de ani, consum recent de substanțe de avul și a injectat așa zise plante etnobotanice intravenos. Acum este ușor confuz, dar conștient. Deocamdată nu prea dorește transportul la spital. O să vă anunțăm. Păi de ce nu vrei să mergi? Ia, ia de jos masca aia. De ce nu vrei să mergi? Echipajul SMURD a reușit să stabilizeze starea pacientului, însă acesta nu pare să conștientizeze faptul că viața este pusă în pericol de fiecare dată când consumă substanțe etnobotanice. Medicul SMURD face tot posibilul să-l convingă să meargă la spital pentru tratament. Pacientul refuză categoric. Nu se lasă înduplecat nici de părinții îngrijorați care nu știu ce să mai facă. Oamenii sunt în stare de șoc. M-a speriat rău.
din pământ. Of course. Nu ai mișcat, nu nimic, m-am speriat. Vedeți că noi am încercat să-l convingem. Da, spun, mai mult de atât, e conștient, nu pot să-l iau cu forța. Adică... Bărbatul are brațele însemnate de AC, ceea ce înseamnă că nu este la prima încercare de injectare. Chiar dacă a fost la un pas de moarte, nu dă semne că ar vrea să renunțe la substanțele care îi distrug organismul. După ce a fost stabilizat, le-a comunicat medicilor că se simte bine. Nu vrea să meargă la spital. Doctorul Cristian Vătaf nu mai poate face nimic. Este nevoit să lase pacientul la domiciliu. Ambulanța se poate întoarce la bază, pregătită să ia un alt caz. Refuz transportul. Publică, sursiu la 12. Transportul. Intrarea bulevardul... La ora 6:35 de minute dimineața, ambulanța SMURD oprește în fața unui bloc. Echipajul condus de doctorul Florin Fanea urcă pregătit la etajul 4. O femeie a anunțat serviciul de urgență 112 că soțul ei, în vârstă de 78 de ani, are nevoie de ajutor. Doctorul SMURD încearcă să discute cu pacientul și îl întreabă ce s-a întâmplat. Trebuie să știe istoricul medical și dacă urmează un tratament anume pentru bolile de care suferă. În plus, trebuie să obțină acordul acestuia pentru a-l transporta la spital pentru investigații. Bună dimineața! Ce s-a întâmplat, domnule? Nimic, am încurcat. Vă simțiți bine? Vă supără ceva acum? Nu mă supără nimic. Nu vă supără nimic? Nu. Știți în ce zi suntem astăzi? Nu știu. În ce zi din săptămână? Nu știu. Cu ce probleme de sănătate vă simțiți? Probabil. Ce probleme de sănătate? Luați o pastiluță acasă? Nu luați niciun fel de pastiluță? Aveți ceva potrivă să mergem până la spital? Nu, n-are. La voastră, nu. N-ai nimic împotrivă. Trebuie. De ce-i după eu? Dar nu se poate. Hai mă, lăsați-mă, mă. Ai, bravo! Vreau să dorm. Nu, nu. Soția începe să se roage de echipaj să-l ia pe bătrân la unitate medicală. Omul, în schimb, este foarte nervos. Nu înțelege de ce oamenii în roșu au venit la el în casă. Tot ceea ce își dorește este să doarmă. Mamă, muțică, lasă-mă să dorm. Lasă că dorm pe urmă. Ai placă de aici, lasă-mă. Nu-i de obicei nervos, acum, nu știu. Da, problema la modul următor. Noi, forța, nu putem să ducem la spital. Păi, domnul e conștient. Da, dar sunt eu de acord că nu-l luați. Domnul este conștient. Da. În momentul și ăsta. Bun, și ce fac pe urmă? Dacă Doamne ferește, mai face din nou. Încercați să-l convingeți. Încercați să-l convingeți acum. Forța nu se poate. Explic despre ce e vorba. Și dacă nu vrea să vină cu noi la spital, o să ne semneze și își asumă toate riscurile. Nu merge să facă, să-și facă analize. Florin Fane anunță că pacientul este conștient și nu dorește tratament și nici transport la spital. Chiar dacă familia bărbatului insistă, fără acordul acestuia, nu se poate face nimic. Lasă-mă în pace! Plecați de aici! Nu știu dacă se face asta. Ia trecă-ți pacientul. Ia trecuța, nu face așa de obicei. E deranjat acum. Înțeleg. Medicul SMURD îi explică bărbatului starea în care se află și faptul că are nevoie de investigații. Dimineața asta v-a ținecat un pic. E posibil să fie ajuns ceva din gură în plămâni și să faceți o pneumonie pe tema asta. Dacă nu vreți să veniți cu noi la spital să facem niște analize, o să trebuiască să-mi semnați că rămâneți acasă pe proprie răspundere și că vă asumați toate riscurile inclusiv cel de deces. Mă înțelegeți? Bolnavul ignoră total sfatul doctorului, dar și rugămințile familiei. Dintr-o dată devine foarte agitat. Du-te, domne, de aici, domne, nu înțelegi? Du-te de aici, Stai! Este o meserie grea, o meserie în care vă expuneți viața. Ce riscați? Suntem expuși la niște pericole și legate de meserie, și nelegate de meserie. Deci vine-o și cu Gabi să facem niște analize. Duceți-vă doi de aici, lăsați-vă. Vine să facă niște analize. Vreți să se bune. Vine să facă niște analize. Ce ți-e frică de analize? Nu face nimeni nimic. Dacă vreți să rămâneți acasă, semnați și rămâneți acasă.
Dacă nu, trebuie să vă ducem la spital. Obținerea unei semnături care să arate că pacientul refuză tratament și transport la spital este greu de obținut. Bolnavul nu înțelege nici faptul că poate să moară. Nu se poate colabora cu el sub nicio formă. Nu ne jucăm, nu suntem la grădiniță. Deci ori e alb, ori e neagră, ori mergem la spital. Spune, dacă mergeți, spune, da sau nu, ca să știm ce facem. Atunci am semnat, îmi scrie. Da, să vă dăm și noi astea jos, să vă dăm jos ca să puteți să dormim. Imediat, să vă dăm astea jos, avem niște aparaturi aici. Stăm, ce-i după el? Vă e frig? Vă ia cu frisoane? Gabi, uite, vorbește și tu cu tăie, că nu înțelegi. Uite, vreau să-mi iau. Este de anumai, dacă vă învelim acum. Are o stare mai agitată. Păi și atunci, dacă în situația asta poate... Stai așa puțin, uite, vreau să-i fac analizele și nu vrea. Stai așa puțin. Nu e conștient. Vezi că e Gabi la telefon. Nu. E Gabi la telefon. E semiconștient. Nu e, nu. Puneți-mi la voastră o linie dacă e semiconștient. Să vedem dacă puteți să vă luptați cu el, să-i punem o linie veroasă să putem să-l... Vorbește cu Gabi puțin, nu-l arunca. Nu, nu știu. Vorbește puțin la telefon. Da. Da, nu suntem... Păi știu, e adevărat, dar... ...firmă de îngrijit la domiciliu. Eu nu pot să stau. Am înțeles. Vrea să vină cu noi la spital. Bine, e perfect conștient. Dacă nu, ne semnează și... Lăsați-mă în pace. Dar acolo să facă niște analize. Lasă-mă, domnule, în pace, că nebunesc. Lasă, pleacă de aici. Nu mai agitați. Nu-l mai agitați. Pleacă de aici. O lăsăm în pace. Bine, semnați aici pe fișe și am plecat. Trebuie să le dați o semnătură aici, că nu vreți să mergeți la spital. Și noi plecăm. Vă lăsăm să dormiți. Uitați aici, domnule. Încep. Așa. Ar fi trebuit să scriem cuvinte, că și asumă inclusiv riscul de deces. Păi... Scrieți și aici sus. Refuz transportul la spital. Aici și mi-asum riscurile la domiciliu, inclusiv cel de deces. Refuz transportul la spital. Transportul la spital. Vă să scrie? Și mi-asum toate riscurile. Scrie? Scrie. Da, păi nu văd. Deci, dacă e văd, toate riscurile. Pentru conștiință. Da, ți-am spus, sunt conștient. O mamică e deranjată, fac ce poți să-i mai dau acum? Deocamdată nu dați nimic. Dacă domnul vrea să-l doamne, lăsați-i să se odihnească și vedeți ce se mai întâmplă. Mai trebuie peste vreo oră, două. Dacă începe să respire din nou greu sau așa. Întoarceți-vă o parte și întoarceți-vă așa. Abia după ce îi se promite că este lăsat să doarmă, bărbatul se încumetă și semnează fișa medicală. Din păcate, echipajele SMURD se confruntă des cu astfel de situații. Misiunea lor este să salveze vieți. Acordul unui pacient este întotdeauna necesar. La ora 8 și 4 minute dimineața, echipajul SMURD primește o solicitare pe strada Duca Gheorghe, la o pacientă în vârstă de 52 de ani. În două minute, ambulanța ajunge la caz. Un echipaj de prim ajutor acorda deja îngrijiri pacientei. Mișcă piciorul! Doctorul Florentina Mitrescu încearcă să afle cât mai multe date despre bolnavă. Solicită istoricul medical. Soțul anunță că suferă de sindromul Down. În plus, povestește ce s-a întâmplat. Ceva mult special? Până acum așa era? Nu. Nu știm starea dânsei de dinainte. Noi așa am găsit-o... diabetică, insulină necesitantă, am ajuns la ea acasă, era în comă Glasgow 8. Bărbatul era disperat, se aștepta oricând ca femeia să moară. Medicul SMURD îl anunță că este posibil ca pacienta să fi suferit un accident vascular cerebral. Trebuie transportată la spital pentru investigații, altfel nu se poate pune un diagnostic precis. În afară de diabet, sindrom Down și cu diabet, altceva? E posibil să fie făcut un accident vascular. Am avut la caz o pacientă de 52 de ani, posibil un accident vascular cerebral cu hemipareză pe partea dreaptă, cu nenumărate boli în antecedente diabetică. Să vă spun ce se va întâmpla. Nu, în cadrul unui accident vascular. În cadrul unui accident vascular se poate întâmpla să revină în primele 24 de ore fără niciun fel de sechelă sau poate să rămână până când moare.
E deschis? E deschis ăla? Și în cazul că rămâne așa oxigen. Eu vă întreb ce e mai rău. Uitați, am și asta lumânarea aprinsă. Deci vorbesc foarte serios cu dumneavoastră. Ce se întâmplă? Eu, cum o îmi dau de mâncare, cum astea, cum se... Ca medic, vă întreb, ca om. Va mai lucra? Ea va mai lucra dacă îi se va da de mâncare. Normal, normal. Pacientă 52 de ani, posibil accident vascular cerebral, ne ține și nouă spital la care să procurăm. Să nu dăm la maxim, da? Vorbești cu noi? Pacienta este imobilizată pe targă și transportată în ambulanță. Dispecerul a direcționat mașinile spre Spitalul Universitar. Spitalul Universitar, unde a fost preluată de către medicii de la camera de gardă de la Universitar. Hai, masaj! Ora 16 și 45 de minute. Echipajul SMURT primește o solicitare. Pe șoseaua Iancului, o femeie de 92 de ani se zbate între viață și moarte. În 5 minute, ambulanța ajunge la adresă. Un echipaj de prim ajutor se află deja la caz și acordă îngrijiri bolnavei. Doctorul Ionuț Olaru se interesează imediat de starea pacientei. Trebuie să știe ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? De cât timp e așa, doamna? De cât timp este așa, doamna? Ce zic, de ultimile 4 ore în starea asta, de dimineață vorbea, era foarte bine. Acum 2 ore a vorbit cu mine. Am înțeles. Și ce s-a întâmplat? Ați găsit-o făcută pe dumneavoastră acum 3-4 ore? Eliminase materii fecale, urină? Am urinat, da. Dar nu atunci. Nu poate vara temper. Medicul decide că femeia trebuie intubată și ventilată mecanic. Au trecut deja 4 ore de când i s-a făcut rău. Fiecare minut contează pentru salvarea bolnavei. Tragem o fioră de atropină și repede că intră în stop. Și vreau și dopamină să am. Trasă, o fioră în 50, da? Și hai să-i pregătim și injectomorul, da? Da. Starea pacientei se înrăutățește, din păcate, de la o clipă la alta. Acum a intrat în stop cardiorespirator. Gata, stai. Șoc. Hai, masaj. Unde e defibrilator? Vă seama cum ai? Hai, masaj în continuare. Păi și fii atentă. Oprește aia. Și trage trebuie 3 fiuri de atropină și 3 fiuri de atropină. Dă-mi ea. Dă-mi ea. La momentul puținului echipajului cu pacientă era instabilă hemodinamic și respirator sub saturație 71%. Cu admisie de oxigen. După ce pacienta a fost intubată și ventilată
corespunzător, a intrat în stop cardiorespirator prin asistolă, s-a început protocolul de resuscitare, vom reveni cu date, terminat. Din păcate, nu toți pacienții pot fi salvați. După 30 de minute de resuscitare, femeia a decedat. Echipajul SMURD nu mai poate face absolut nimic. Ora 16:55, echipajul SMURD primește o solicitare pe strada Drumul Întrevii. O femeie de 89 de ani are nevoie de ajutor. În 4 minute, ambulanța roșie oprește la adresă. Pompierii salvatori se aflau deja la caz și acordau primul ajutor bonlavei. Trage aer, mamaie! Trage aer în piept! Așa, foarte bine, încă o dată. 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 Dă-mi-l încoace. Bine, bine, gata. Hai să lăsăm pe stradă. Doctorul Sorina Șovar se interesează imediat de starea în care se află femeia. Ține așa mâna întinsă. Așa. Suferă de diabet zaharat, are probleme cardiace și, în plus, are tensiunea foarte ridicată. Familia anunță că bonlava a fost găsită în casă fără suflare. I s-a făcut rău. Nu poate spune exact ce simptome prezintă. Fiul pacientei a scos-o afară și a așezat-o pe un scaun. S-a gândit că astfel își va reveni. A fost inconștientă. Câteva minute, 3-4 minute, nu știu, domnul. Da? Da, așa a zis. Și voi ați găsit-o cum? Nu, noi am găsit-o în aceeași stare, care este și acum. Da, este ușor. Și noastră ați văzut-o? Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat? Da, deci am venit asta pe la 11, mi-a spus că mai căzut de câteva ori. A căzut în picioare? Da. Urmă eram în cameră izograveam și am găsit aici jos. Căzut-o. Și era cu ochii deschis, vorbea, mormăia? Nu vorbea. Nu vorbea, era cu ochii închiși și din asta a spus aici. Da. În poziția asta. Și a revenit așa. Stai. A mâncat astăzi? Oamenii, nu mai întors. Ce vă supără, doamne? Ia spuneți, ce vă femeia supără? Începe să se simtă mai bine. În cursul zilei a mai căzut de câteva ori. A început să-i se facă rău de la primele ore ale dimineții. Medicul SMURD a anunțat că trebuie să meargă la spital. Nu mai este nevoie decât de acordul pacientei care se teme de unitățile medicale. Mergem la spital. E frică de spitale că le acceptă moartea la spital. Nu, nu pot nici așa să o las, pentru că n-ai suflet, nu. Bătrâna a înțeles că singura șansă este să meargă la spital. Și-a dat acceptul. Pompierii salvatori o transportă la ambulanță. Dispecerul a direcționat mașinile către spitalul Floreasca. Cinci minute mai târziu, ambulanțele opresc în fața camerei de gardă. Pacienta este scoasă din mașină și dusă în unitatea de primiri urgențe. Cazul este preluat de echipa aflată pe tură. Femeia este în siguranță acum. Va primi tratament de specialitate. Da, numai oxigenul. Amețiți și vă vine rău? Ora 12:40, pe strada Sovejea, cineva a apelat numărul de urgență 112 și a cerut ajutor. Două minute mai târziu, ambulanța SMURD e deja pe drum. Se îndreaptă spre adresă. În 5 minute ajunge la pacient. Un bărbat de 79 de ani primea îngrijiri de la pompierii salvatori care se aflau deja la caz. Doctorul SMURD Bogdan Buda încearcă să vorbească cu pacientul. Bărbatul este foarte amețit și nu poate vorbi. Ce s-a întâmplat? Ce vă supără acum? Amețiți și vă vine rău?
Ați vomitat? Medicul este anunțat imediat de istoricul medical al bolnavului. Nu are diabet. Am înțeles. Deci nu se știa cu diabet. Ok. Nu prea vedeți? Da, cum? Ia uitați-vă la mine. Vedeți câte degete sunt aici? Câte? Două? Ia urmăriți un pic degetul ăsta. Degețelul. Ia urmăriți degețelul cu privirea. Cu privirea. Nu puteți? Vă vine să amețiți? Am înțeles. Hai să tragem asta de aici, face loc și o să o punem pe pat. El era pe scaun când l-ați găsit voi? Am înțeles. Da, bine, hai, nu, mă gândeam că tot așa. Haideți să vă înțepăm să vă luăm niște analize, da? Să punem o perfuzie. Da, deconectați-te, sigur. Și are și stimulator cardiac. Are și stimulator cardiac permanent. Care l-a pus unde? La spitalul militar. Bărbatul se bărbierea. Dintr-o dată i s-a făcut rău și a căzut. Fiica l-a găsit fără suflare. L-a scos afară și l-a așezat pus scaun. A început să se simtă mai bine, dar preț de numai câteva minute. Atunci fata a decis să sune la numărul de urgență 112. Am fost plecată pe undeva. Păi am fost plecată și am găsit pe jos. Și va veni rău, am înțeles. V-ați pierdut știrea? A căzut jos. Deci ați găsit căzut? L-am găsit jos. Făcuse da. Pipi pe el? Nu. Nu. Ok. Și era treaz când ați ajuns la el? Sau era căzut și treaz? Sau era... Revenise, dar pe urmă când l-am scos afară la el. Bogdan Buda anunță dispecerul de stare a pacientului și solicită direcționarea ambulanței spre o unitate medicală. Se comunică spitalul Elias. E posibil să fie un nou accident vascular cerebral. La vârsta asta e posibil, da? Pacient în vârstă de 79 de ani, cu accidente vasculare cerebrale în antecedente și cu purtător de stimulator cardiac, cu o sincopă probabil, în momentul ăsta are un sindrom vertiginos, a fost internat la spitalul Elias ultima oară, să ne comunicați și nouă spitalul. În 4 minute, ambulanța aduce pacientul la spitalul Elias. Bolnavul este predat echipei de gardă pentru investigații amănunțite și tratament de specialitate. Gata, am ajuns la spital. Parcul Icoanei, ora 19:45. Se anunță serviciul 112 că un bărbat de 53 de ani are probleme de sănătate. Echipajul SMURD este solicitat imediat. Ambulanța ajunge la caz în numai 4 minute. Pompierii salvatori acordau primul ajutor bolnavului. Doctorul Iuliana Fazecaș se interesează de starea în care a fost găsit pacientul. Misiunea SMURD este destul de grea. Viața bărbatului atârnă de un fir de ață. A suferit o operație pe creier în trecut, iar acum face crize convulsive. Medicul încearcă să stabilizeze starea pacientului pentru că acesta să poată fi transportat în siguranță la spital. Are nevoie urgentă de tratament de specialitate. Asistenții îi injectează bolnavului o doză de diazepam care îl mai liniștește. Chiar și așa este în stare gravă. Vrei să dau faci ceva? Operație pe creier. Faci ceva? În antecedente. Dau faci? De asta mică mai dai mai lată? Da. După ce pacientul a fost stabilizat, ambulanțele roșii se pun în mișcare. Dispecerul a direcționat echipajul spre spitalul de urgență Floreasca. În unitatea de primiri urgențe, bărbatul este preluat de echipa de gardă. Acum este în afara oricărui pericol. Misiunea SMURD s-a încheiat cu succes. Echipajul este liber să preia un alt caz, pentru că apelurile de la 112 nu se opresc. Întotdeauna cineva are nevoie de ajutor. Echipajul SMURD, condus de doctorul Florentina Mitrescu, nu are timp de stat. La 9:40 dimineața a mai primit o solicitare. Cineva a apelat serviciul de urgență 112 pe strada Gheorghe Mihail Zanfirescu, în cartierul Crângaș. Distanța de la baza Floreasca până la caz a fost parcursă de ambulanță în numai 7 minute. O femeie de 71 de ani suferă de diabet zaharat, este dependentă de insulină. A intrat în comă hipoglicemică. Insulină dependentă.
Medicul Smurd solicită imediat actele medicale ale bolnavei și întreabă familia de când i s-a făcut rău. Trebuie să știe fiecare detaliu. Acum pare să a făcut o comă hipoglicemică. A avut-o și mai mare și peste 600 de lei. Acum are glicemia 30. Doamnă, în vârstă de 71 de ani, o comă hipoglicemică, cunoscută cu diabet, zaharat, insulinonecesitant. Și-a administrat doza de insulină și nu a mai mâncat pe urmă. Doctorul Florentina Mitrescu încearcă să comunice cu pacienta. Aceasta nu răspunde la niciun fel de stimul. Medicul Smurd informează familia că femeia poate primi tratament la domiciliu, dar cel mai bine pentru ea este să meargă la spital. Oamenii își dau acordul. Doamnă! Ideea este în felul următor. Vreți să mergem doamna la spital? Cum considerați dumneavoastră? Este fiul din Sinu, ne-a spus că nu va vrea. Frecvenții se întâmplă săptămânal, se întâmplă și... Noi putem să-i facem tratamentul aici și să-i creștem glicemia, după care doamna o să-și revină. În funcție de cum doriți dumneavoastră. Ce faceți? Cum vă cheamă? Nu vreți să vorbiți cu mine? Să se scoatem perfumica. Da. Desfaceți toate aparatele. După ce a fost stabilizată, din păcate, pacienta anunță că refuză să meargă la unitate medicală. Preferă să stea acasă, deși de o săptămână cheamă ambulanța în fiecare zi. De principiu se întâmplă să te cheme de mai multe ori la pacienții diabetici, tocmai pentru că nu... Știu să-și managerieze bine medicația și alimentația. Ei sunt cu probleme. Echipajul Smurd se poate întoarce la bază liber să preia un alt caz. Întotdeauna cineva apelează 112 și solicită ajutor. Vă seama că facem absolut tot ce se poate. Bulevardul Mărăști, ora 8:26 dimineață. Din sediul unei școli s-a apelat numărul de urgență 112. O femeie de 48 de ani s-a prăbușit pe hol, chiar sub privirile neputincioase ale fiicei de numai 13 ani. Pompierii salvatori au început deja manevrele de resuscitare. Femeia a intrat în stop cardiorespirator. Doctorul Smurd, Bogdan Dinu, a aflat că pacienta are probleme cardiace de câțiva ani. Oamenii în roșu au din nou o misiune la limita imposibilului. Fac absolut tot ceea ce se poate pentru a salva viața bolnavei. Echipajul de prim ajutor a găsit pacienta în activitate electrică fără puls, au început manevrele de basic life support. Fica pacientei a fost dusă într-o sală alăturată. Comunică cu medicul prin intermediul unei profesoare. Doctorul Bogdan Dinu insistă să nu fie adusă în camera în care mama ei se zbate între viață și moarte. Copila explică că mamei i s-a făcut rău dintr-o dată. Nu reușea să răspundă întrebărilor disperate ale fiicei. Brusc s-a îndreptat spre baie să-și udă fața cu apă rece. Din păcate, a făcut doar doi pași și s-a prăbușit pe podea. Mâinile i s-au învinețit și a început să respire din ce în ce mai greu. Pacienta nu se știa din spusele martorilor decât cu hipertensiune arterială. Avem adrenalină și atropină? Da, am făcut. Nu poate să-mi spună nimeni, nu era nimeni. Cine e? Fata a dânsei sau? Întrebați-o, nu. Câți ani are fetița? Întrebați-o, nu aduceți aici. Cine poate să-mi dai detalii despre ea? Ce s-a întâmplat? Ce? Nu aduceți fetița aici. Am înțeles că i s-a făcut rău și că a întrebat-o dacă vrea să dea până la răspuns. A zis că
la Vice să se repartă, că nu poate să că este foarte rău. Așa. Și după aia am mai întrebat ceva și n-am mai răspuns, la capul pe spate. Am înțeles. Când am venit eu, nu știu când, de influența dumneavoastră, respira foarte greu, rocăia. Am și era vânătă și pe mâini. A zis că are probleme de tensiune în spate și că astăzi vine s-a adus aici și că deodată i-a spus că se face foarte rău. I-a zis că se ducă să ia foarte față de zonul lui Bătăliu. A picat, prima dată cu ochii deschiși și după aceea a intrus ochii. Drama prin care trece adolescenta la numai 13 ani este foarte greu de descris în cuvinte. În urmă cu câțiva ani își pierduse tatăl. Acum este pe punctul de a-și pierde și mama. După 25 de minute de resuscitare, pacienta nu răspunde la niciun fel de stimul. O profesoară întreabă cu lacrimi în ochi dacă este cazul să aprindă o lumânare. Poate să începe să mai aprindă lumânare? Vă zic în 5 minute. Echipajul SMURD nu se dă bătut. Mai există o șansă ca femeia să-și revină. Oamenii în roșu vor să profite de fiecare secundă. Acum este o luptă contra cronometru. Pacienta prezintă activitatea microfonului puls, continuăm manevra de resuscitare cu comunicăm rezultatul. Apăsați butonul Petrușo. Dau parte. Și un manevrele de resuscitare, care au inclus și șocuri electrice, nu au fost de folos. Inima pacientei a cedat. Nu se mai poate face nimic. Lupta a fost pierdută. Apăsați butonul Petrușo. Și un clic. Din păcate, nu toți pacienții se nasc a doua oară. Micuța și-a pierdut și mama la doar 42 de minute de când la 112 s-a primit solicitarea. La sosirea noastră, pacienta era în continuare în activitate electrică fără puls. Am intubat pacienta, am început să facem manevrele practic de ALS, fără succes din păcate. Eu la mașina 1 am predat pacienta echipajului de prim ajutor, ne întoarcem la bază. Era deja în stop, nu știm nimica niciodată. Și ucli, frat. Tu îți faci droguri? Faceți droguri, rog. Dai, că avem puls. Avem puls? Opa, opa! Stai! Vreau să facem absolut tot ce se poate. A căzut aici, în mijlocul străzii. Amețiți și vă vine rău? Hai, masaj. Ediția de astăzi a luat sfârșit, nu însă și misiunile SMURD. Ei sunt întotdeauna acolo, unde cineva are nevoie de ajutor. Puteți fi chiar dumneavoastră cei care sunați la 112 și chemați ambulanța SMURD. Așa că mai fac un apel. Dacă sunteți pe stradă și auziți sirena ambulanței, dați-vă la o parte. Cineva poate muri din cauza indiferenței dumneavoastră. Câte cazuri ați avut astăzi? Astăzi au fost 4.
meseria asta să poată avea o familie datorită programului, din cauza programului? Cred că asta e chestia. Depinde de înțelegerea familiei. Știu că întâmpinați probleme de obicei cu trafic, oameni care nu vă înțeleg, care nu aud sirena, mai sunt și acum mă ajută. Sunt. Probabil că sunt mai puține decât acum 2 ani, să zicem. Ce sunt mai înțelegători?